Fiecare an, 1 decembrie, este ziua speranței. Este ziua în care românii speră la mai bine. Speră să facă parte din clasa de mijloc, în țara lor, nu să plece din România. Tata mai mare, nu eu! În căutare de salarii mai mari. El m-a dat bani, dați-mi leac! Speră ca părinților să beneficieze de o îngrijire medicală de calitate, iar copiii de o educație mai bună. Pula! În fiecare an de 1 decembrie, fac în februarie 5 ani, ne promitem să nu ne mai lăsăm dezbinați. Da, păi... Săraci împotriva celor bogați. Ce-și fac? N-am ce face. Cei din Transilvania împotriva celor din Moldova. Așa. Tineri contra pensionari. Mesajul meu către toți românii astăzi este că ne va fi mai bine tuturor. Da, pula! Haideți să îndrăznim să credem în România. În forța pe care fiecare o are în el să facă țara lui mai bună. Eu am încredere și sunt sigur că vom reuși. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Îndrăznește și tu să crezi în România! Lasă-mă să trăim cu greșelile lor!